La cum arată piața de energie în acest moment, o eventuală oprire a lucrului la complex ar fi o adevărată mană cerească pentru competitorii noștri din zona eoliană, hidro și hidrocarburi. Așa că poate domnii din sindicat se mai gândesc o dată înainte de a scoate oameni în stradă. De data aceasta însă, dacă declară grevă, ar fi bine să fie grevă, pentru că data trecută au apărut toți învoiți sau în concediu medical după ce greva s-a terminat. Cu alte cuvinte, de fapt, nimeni nu a fost în grevă data trecută. Prin urmare, cine ar avea de pierdut cel mai mult în cazul unei greve? Este evident, numai că pentru sindicatele lui Marin Condescu nu contează. A declarat Laurențiu Ciurel, directorul Complexului Energetic Oltenia, pentru cotidianul Gorj Domino. Greva anunțată de oamenii lui Marin Condescu are ca scop exercitarea unei presiuni asupra administrației pentru a nu li se reduce drepturile sindicatelor. Cu ocazia unei intervenții telefonice în cadrul unei emisiuni, Constantin Crețan, președintele Federației Naționale a Muncii, semnatar al contractului colectiv de muncă, a declarat că la CEO rolurile s-au inversat. Administrația negociază în interesul oamenilor și nu sindicatele, așa cum ar fi normal. Veți participa la acțiunea de protest sau nu? Voi participa la acțiunea de protest cu mare plăcere. Voi lua un scaun de la sindicat și voi ieși în fața minerilor să arăt cine nu dorește un contract colectiv de muncă pentru oameni, pentru cei direct productivi. Spre surprinderea mea, conducerea CEO, în frunte cu domnul Răuș și cu domnul Ciurel, sunt mai sindicaliști decât noi. Deci cer măriri de salarii pentru cei care sunt direct productivi și facilități și cer să dispară societățile căpușe și firmele sindicatelor care aici se regăsesc banii minerilor și celor din energie. Marin Condescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, nu a putut fi contactat pentru a răspunde întrebărilor legate de comunicatul de presă trimis.